poate ceea ce vorbește în timp ce la telefon, timp ce eu vorbesc, dar puțin respect. Puțin respect acum, serios. O fi având el patru tele acum. Ce dumneavoastră să-l auzi? Să-l auzi? Hai, nu serios. Vă rog, aveți cuvânt. Da. Deci am, am observat cu uimire și cu plăcere că la dezvoltarea acestui proiect participă o firmă, se numește Inginerie Seismică SRL. Este un lucru foarte... A, nu știați? Scrie un proiect. Nu și mă interesează cine participă. Mă bine, mă interesează obiectivul să fie realizat. Domnul președinte, strâmbătura asta că nu mă interesează pe mine, nu mă... am văzut ca dumneavoastră o groază și o să mai văd. Dumneavoastră ca mine, nu. Deci... Vă rog, vă rog, domnul Păsian, haideți. Faptul că participă firma asta e de bun augur, pentru că am văzut că faceți un lucru foarte bun, modifică, se întâmplă... Vă rog, domnul consilier, să ne ascultăm voi. Chiar așa, mâine, poi mâine, pe la Pro-România și muci. Domnul consilier, unde să stăm domnul patrul ăla pe fața dumneavoastră? Vorbiți, vă rog frumos. Eu vorbesc, dar numai dacă sunt lăsat. Da. Sunteți lăsat. Mulțumesc. Faptul că dumneavoastră faceți lucrul acolo este un lucru foarte bun. Faptul că îl faceți la ambulatoriu și participă această firmă este și mai bine. Pentru că v-aș ruga să le comunicați acelor oameni că ar fi bun și un studiu seismic al ambulatoriului. Pentru că există un alt studiu seismic pe care nu știu dacă ați auzit sau nu, care arată că, la un moment, care arată că la un nivel nu foarte ridicat al unui seism, ambulatorul se va prăbuși. Așa arată. De asta v-am spus că sunt bucuros că faceți asta. Asta odată. În al doilea rând, cred că ați terminat de igienizat tot spitalul așa cum v-ați lăudat de atâta timp și ați ajuns în sfârșit la ambulatori. E un lucru bun, apreciez faptul ăsta. În sfârșit faceți ceea ce trebuie acolo. E un lucru bun. Asta vreau să vă laud că faceți un lucru bun, dar să vă atrag atenția că ar fi bine să studiați împreună cu inginerii de la firma aia și ceea ce v-am spus eu. Nu încercam să vă ironizez în vreun fel. Spre deosebire de alții, eu vă spun lucrurile în față. Colegii noastre cred la fel ca mine, dar nu au vrea să vă spună.